Păi ne-am apucat de școală pentru că, vedeți, ei bătrâni de mult nu prea ne trimiteau, că ei trăiau în mediul lor, ca și cum școala nu ar fi ci prea importantă, dar acum văzând că lucrurile evoluează, ne-am dat seama că trebuie carte și trebuie să învățăm mai mult cât trebuie pentru noi. În dezamăgire ne-am dat seama că foarte mulți sunt analfabeți. Nu ne așteptam un număr așa mare să fie analfabeți. Noi conținuturile învățării le-am pliat după nevoile lor. Am încercat să-i împărțim în cele 5 clase după nevoile clasei respective. Cu 4 clase nu putem să mergem și noi să ne angajăm undeva. Nu, absolut nimic cu 4 clase. Dacă avem cel puțin 8 clase minim, putem să ne angajăm undeva. Ca paznic, ca undeva, se poate. Noi ne gândim că o să ne ajute să ne îndrume mai mult în viață, să avem o altă capacitate, o altă părere despre orice, o altă forță de muncă, pentru că avem cunoștințe mai multe. Vă dați seama, la 4 clase ce poți să... De-abia într-a patra am învățat să scriu alfabetul. Vor, pentru că au nevoie de permis auto, au nevoie pentru a fi undeva încadrați pe piața de muncă, chiar și în domeniul salubrității, în orice domeniu, mai pot fi ei încadrați, au nevoie de cel puțin de gimnaziu. Și solicită, vin și ne întreabă zilnic, noi când venim la școală. Și au învățat, le-a intrat în obicei venitul la școală. Și din momentul ăsta nu mai putem ajuta cu nimic, decât să îi primim prin clase, printre noi și atât. De aia și copiii ne trimitem la școală. De exemplu, băiatul e în clasa 8-a, 6-7 acum, fata e, Felița, în clasa 3-a. Am spus să-și continuă școala până la facultate. Pentru că noi trecem printr-o perioadă care vedem că din ce în ce ne apropiem de mai greu. Lucrurile evoluează, școala trebuie neapărat să beneficiem de ea și nu ne descurcăm fără carte. Și fără carte e foarte greu. Mai ales ce am învățat noi câte 3-4 clase, mi se pare foarte greu. Nu știi, nu înțelegi, te duci la o primărie, faci o cerere pentru apă, pentru gunoi, nu știi sunt să anumite, scrii, nu știi să... Sunt anumite cuvinte care nu s-o le înțelegem. Satisfacția noastră ca și dascăl este atunci când îi pui copilul elevului pixul, stilou în mână și așa și la ei ne-am bucurat foarte mult că am putut să reușim să facem ceea ce ne-am propus. Credeți-mă, o fată a renunțat la școală de 2 ani de zile aici și i-am impus și m-am ținut de capul ei, le-am adus-o anul ăsta înapoi la școală. A venit în școala noastră chiar Bulibașa, care îi reprezintă și care a fost foarte... A avut numai cuvinte de laudă, ne-a spus că mai sunt mulți pe lângă, rămași în afară, că îi ajută foarte mult și ce m-a impresionat pe mine cel mai tare este faptul că acest om mi-a spus, doamnă, sunt bulibașă de 20 și ceva de ani în această comunitate, iar motivul pentru care am fost numit pe această funcție a fost acela că în momentul respectiv eram singurul care aveam 2 clase absolvite. Nepotul meu a absolvit liceul și eu vreau să-i ridic pe toți. Vreau să nu, să nu se mai spună despre noi că suntem analfabeți, că suntem într-un fel sau altul, să fie încadrați și ei pe piața muncii cumva, pentru că mor de foame. Și îi se închid toată ușa. Da, suntem țigani, dar trăim în România. Avem aceleași drepturi ca toată lumea. Ei înșiși constată, ne spuneau, rămânem în urmă. Noi, comunitatea noastră, suntem în urmă cu multe. Ne depășesc unele probleme. Nu știm cum să le abordăm, nu știm cum să le rezolvăm. Ei veneau și ne cereau păreri și ajutor, dincolo de orele de curs, în mai multe probleme de care și se da. Mentalitatea nu se schimbă în totalitate, dar sunt deschiși la lucruri noi. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.